fenomenul respectiv, noi am vorbit numai de lună nouă. Aduți aminte, era și o incantație, luminiță nouă, taie pâinea în două, ție jumătate. Exact. Ei, acum schimbăm, pentru că la lună plină, toate energiile, știm că luna coordonează tot ce înseamnă fluide. Și în corpul omenesc, și în natură, și ape, fluxul, refluxul, mareele. În corp tot ce înseamnă lichid, uh-huh. Fluidele. De la sânge până la limfă apa, și toate, tot ce e. Și corpul nostru are ponderea fantastic de mare de apă. Restul, zăcăminte mai puțin folositoare. Bine, măcar atât că ăștia, după Revoluție, ar fi fost în stare să vândă și resursele naturale, propriile noastre resurse naturale. Sunt ele puse, stăpânile pe ele, dar asustați. Bun, să înțelegem că luna plină se poate situa în oricare din cele 12 zodii. Dar pentru azi, ziua de azi, 4, luna plină este exact în zodia Taurului. Manifestarea aceasta, deci plusul ăsta de energie, se răsfrânge asupra fiecărei zod în mod diferit, total diferit. Deci nu o să fie fiecare zodie să aibă aceleași, să aibă aceleași caracteristici. Cu toate că toți suntem dependenți de acest factor, de luna asta plină. Dar curios este, eu am punctat foarte scurt ca să nu să înțeleagă cei de acasă că cei care au manifestări total diferite pe un factor de lună plină nu sunt niște excepții. Sunt comportamental, pentru că noi nu facem detalii decât pe zodii. Cei care sunt născuți într-o zi activă, cei cu 1, 10, 19, 28, au alt comportament față de ceilalți cu 2, cu 20, cu 11, cu 29. Deci cifrele alea de la 1 la 9 contează enorm. Adică amplifică sau din potrivă? Se amplifică sau dacă nu se diminuează efectul de lună plină. Iar efectul ăsta de lună plină, pentru berbeci, în primul rând, are un efect extraordinar, îi mobilizează, ei și așa sunt. Zodiile de foc întotdeauna sunt în perpetuă acțiune. Iar pentru berbeci, deci atenție, luna asta plină, care ține 28 de zile, o lunație completă, până la noua lună plină, deci pentru toată luna noiembrie, berbecii vor intra, bănuiesc că numai cei care sunt singuri, că dacă intră și cei căsătoriți într-o nouă relație, atunci s-ar putea să vedem pastramă de berbecuț pus de doamna soție. Așa. Totul le merge mult mai repede, adică totul aici se derulează în perioada asta pe repede înainte, nu mai stagnează, ei fiind foarte ales de obicei. Intră într-o etapă nouă a vieților. Deci e foarte bine, afară de relația pe care o prind. Relația asta, nu mă refer numai la o relație amoroasă. Poate să fie o relație de servici, o relație de prietenie, o relație de afaceri. Deci foarte mare atenție, pentru că au, așa cum spuneam, luna noiembrie este o lună plină de suspans, de oportunități și de bune și de rele, pentru că e luna a 11-a. Avem un 1 în față, un 1 în spate. Avem și plus și minus. Deci energiile lunii se manifestă fantastic de ciudat pentru toată lumea. Berbecii vor fi prinși în tot vârtejul ăsta al evenimentelor și de multe ori nu vor ști ce să facă. Dar dacă sunt un pic mai răbdători, pentru că ei vor totul ieri sau azi, da? Dacă sunt mai răbdători și iau step by step fiecare acțiune și toate punctele pe care vor să acționeze, totul va fi o lună încununată de succes. În schimb, taurii, vedeți, zodiile de pământ devin mai reflexive, undeva mai analiste, nostalgice, ei vin acum, în perioada asta de lună plină, taurul vine și face un fel de bilanț asupra evenimentelor anterioare. Le pun cap la cap, le analizează să vadă ce au greșit, unde au greșit, înțelegi? Analizează în primul rând relațiile care au fost sau care încă sunt în ele. Și atunci, dacă schimb ei că sunt nefericiți, sfatul este să schimbe. Să nu se complacă într-o situație, o relație, o prietenie care nu funcționează, care e ceva nociv. Și atunci să detașeze de așa ceva, pentru că există posibilități mult mai multe. Iar relația actuală ar putea să dea anomalii, dacă nu funcționează bine,
și pe perioada de timp, dar și pe perioada de încărcătură sentimentală. Deci ce se întâmplă acum e foarte important pentru viitor. E foarte spuneți. Viitor, dar să-și facă analiza lor, Taurii. Pentru că ei știu ce e mai bine pentru ei. Fiecare personaj știe prin ce a trecut și exact. Cum a avut. Dacă a avut impact pozitiv, e foarte bine, merge în relația respectivă. Următoarea zodie? Dacă nu. Pentru gemeni, recomandare, să nu ia decizii până pe data de 20 noiembrie, da? Să vadă ce contează pentru el în toată perioada asta, ce e important ca să poată să preia din mers niște atribuții și niște lucruri. Se schimbă și ei, dar odată cu ei se schimbă și atmosfera din jurul lui, relațiile care le au. Să fie foarte atenți la ce apar în viața lor. Să nu ia ad literam orice ofertă vine. Să o analizeze bine și să o pună cap la cap, fiind o zodie de aer și dublă, o zodie duală. Sunt ușor de influențat. Sunt foarte volatil și de multe ori pășesc într-o relație fără să gândească ce este la finalul ei. Deci să nu facă năzdrăvănii. Racu are multe surprize în luna asta. De fapt, voi ați văzut că noi am făcut prognoza runică. Luna asta a venit în concordanță cu ce prognoză runică exact am făcut așa, noi. Cam pentru... așa, să știți, da. Cam așa. Nu perfect. Au multe surprize în luna asta. Secretele mai vechi ies la iveală. Multe se schimbă pentru ca racii să poată evolua. Tensiunile sunt și apar în general după 11-18, cu două zile mai devreme ca la gemeni. Trebuie să își tempereze aplombul, să fie puțin mai rațional, mai răbdători și să aibă compasiune pentru cei din jur, dar în primul rând pentru ei, să fie mult mai înțelegător cu ei, să se iubească în termen mai mult, să pe se ei, iubească da, mai mult, pentru că ei au obiceiul să iubească pe toți, să pună în slujba lor. Păcatul e pe mine, toată luna, eu vorbesc de toate zodiile. Da. Da? Da. Nu știam dacă sunt pedepsitul de servici, da, și atunci vorbesc eu, astăzi, ca da. Să nu pierdem timpul, că mai avem, așa. Pedepsitul, da. Pentru lei, sfatul este să se adune ca să aibă forță și tărie, pentru că nu toate vor merge așa cum își doresc ei. Deci mai există și perioade pline de suspans, vor trebui lei să țină în balanță toate evenimentele, da? Și nevoile, dar și dorințele lor. Pentru că de multe ori vor simți nevoia să facă ceva în plus. Dar este o lună de cumpănă. Deci o perioadă, luna asta plină din noiembrie, pentru lei este sfatul să analizeze totul, să nu se vândă pe 2 lei, dar nici nu să nu riște să intre în niște lucruri care practic nu sunt benefice. În primul rând, să știe să iasă în prim plan așa cum au ei obiceiul și le stă bine să iasă, dar să accepte numai acele situații sau acele ocazii care îi pot face fericiți. Deci nu căuta să ieșiți în prim plan printr-o legătură nocivă, mă rog, să te vaiți, că spui, uite, am un partener și ăsta nu mai corespunde cerințelor. Lăsați-le pentru voi, că abia așteaptă alții să vă dea cu tifla pe românește, să vă bârfească, da? Încercați să vă faceți toate obligațiile care le aveți și îndatoririle. Ăsta e un sfat care toată lumea o să mai adă urechi. Lăsați-le să aștepte. E luna când trebuie să vă ocupați numai de voi, de ale voastre și nu Doamne de obligațiile ajută. Pentru ajută. Cei din jur. Deci treceți un prim, lăsați prin planul ăla cu care sunteți obișnuiți și rezolvați-l. E luna în care voi sunteți în prim plan pentru voi, cu trăirile voastre. Dar știți ce? Fac o paranteză, Lidia, doar o secundă, maestre. Ajungem la următoarea zodie, care este Fecioara. Da? Suntem la Fecioara. Acum am zis despre leu, urmează Fecioara, apropo de luna plină în Taur și influențe. Vezi, nouă ne este mult mai ușor, spunem așa, m-am ocupat de ăla, am făcut aia, i-am făcut asta, i-am dresat asta. Nefăcându-mi mie nu știu ce, sentimentul meu este că pentru unii oameni e mai ușor să se ocupe de alții decât să se ocupe de ei. Dar mută povestea asta și spun că este un efort extraordinar, că s-a lăsat pe el pentru alții. În fapt, cred că le este mai ușor să managerieze eșecul sau situațiile în care sunt alții decât eșecul sau situațiile în care sunt ei. Tu știi că să fii profesor pentru alții e mult mai ușor. E mult mai ușor, exact, să da. Să dai sfaturi pentru alții e mult mai ușor. Exact așa.
și din nefericirea ta să dai vina pe alții că e mult mai ușor. Exact așa. Așa că... Că a zis maestru puțin mai devreme că este o lună în care luna asta plină în Taur înseamnă de fapt pentru că pentru toată lumea să se ocupe mai mult de persoana proprie decât de ceilalți de jur împrejur. Poate că e și o chestie pe care natura o face de la sine, pentru că universul este creat de... Echilibrează Dumnezeu exact. Lucrurile. Și atunci da. El vine într-un echilibru. Are o perioadă fiecare om din viața lui să-și umble în propriul lui bagaj. De cele mai multe ori oamenii trebuie să învețe să faci bine celorlalți doar cu voia lor, nu cu forța. Astea sunt lecții pe care trebuie să le înveți. Le vor învăța, vor avea de câștigat. Nu vor învăța, nu vor avea de câștigat. Și de multe ori eu sunt o privilegiată a sorții că sunt lângă Mihai și că poate că am unele zvâcniri să trec peste ceea ce... Doar peste ideea mea să trec cu bunăvoința peste și de multe ori mă trezesc, dar mă trezesc și bubuită de ceilalți, că vezi, Doamne, nu-mi pasă, că sunt într-un da, fel arogantă, da, rece și abruptă. Să și... nu mai spuneți nimic. Mă transform exact cum spune Mihai. Măcar o lună pe an. Măcar o lună pe an. Exact așa. Bun. Da, astea sunt lecțiile pe care tu ești privilegiată și pentru că la tine, uite, de exemplu, oamenii vin să ceară ajutor. Deci tu, dată fiind profesia ta și date fiind profesiile dumneavoastră, oamenii vin, se îndreaptă și zic, vrem și noi asta, spuneți-ne și nouă asta. E foarte greu să îi lași pe oameni să vină către tine să-și ceară ajutor. Tentația ta este să te duci tu, să bulucești în viața lor. Nu, eu nu bulucesc în viața, sunt nu. Eu aici. Am învățat lecția asta. E nu mai bulucesc la tuturor. Nu mai bulucesc de mult chestia asta, dar e foarte greu, într-adevăr, să menții echilibru și să spui omului exact adevărul în față. Mulți îl percep, mulți îl acceptă, dar de multe ori pleacă de la tine cu un gust amar, ne spunându-i tu ce ar vrea el să audă. Exact. E da. Foarte cruntă situația, dar astea sunt lucruri pe care timpul le rezolvă pe toate și îi trebuie timp să înțeleagă. În momentul când va înțelege acest lucru, va înțelege că eu am avut dreptate și în timpul asta se adeverește. Și au puterea unii oameni să vină să spună ați avut dreptate. Sigur că da. Sigur. Asta este o chestiune extraordinară. Sigur. Adică să mergi pe un drum greșit pentru că așa și când exact. Te-ai lovit de zi să zici, domnule, uite, cineva mi-a spus că nu e bine pe partea asta. Exact. Să mergi să spui ați avut dreptate acolo. Știi, uite, o să-ți dau un exemplu mic. Iartă-mă, Mihai, da, că te-am întrebat. Da, și ajungem la fecioară. Și odihnești vocea puțin. Ok, pentru că avem nevoie de să discutăm ca să înțeleagă. Aplicat, da, aveam o prietenă bună. A divorțat și, mă rog, și-a făcut o relație. Eu îi spun, Cristina, relația pentru tine este nocivă, nu o văd. Deși ea mi-a cerut săraca părerea, știi? Săraca. Drăguța de ea, și mi-a cerut părerea și spun, relația pentru tine este nocivă, nu este exact ceea ce ai tu nevoie. Tu având doi copii, e cu totul altceva, el nefiind niciodată căsătorit, neavând copii, ceva nu e în ordine. Și apoi zic, să iei un bou și să lași un vegetarian și să iei un bou, nu mergi. Sunt eu dură cu chestiile astea, dar n-am ce da, să da. Fac. Eu cred că oamenii înțeleg foarte bine ce spui tu și exact. Să nu mai fim atât de prețioși la cuvinte, că suntem... Mă rog, eu nu vreau să devin o ușoară ipocrizie, da. Nu vreau să... Nu sunt sfântă și nimeni nu e sfânt. Încă n-am văzut sfinții pe pământ. Și m-a ascultat într-un fel și acum 4 ani îi spuneam, vezi că tu vei găsi o relație foarte bună, vine din afară, este în domeniul tău, ea fiind pe domeniul de stomatologie, zic, va fi o relație superbă care, și deși zic că îl cunoști, dar nu v-ați vorbit. Zic, când va apărea ai situația... Ai simțit asta pentru da, ea, când va apărea situația să o fructifici, că este ok. Sâmbătă am avut conferință la Sibiu cu Anatol împreună și m-am întâlnit cu prietena mea și îmi spune, băi, este punct cu punct ceea ce mi-ai spus, dar ce nu cu jucărie, punct cu punct. Vine dar ea a avut puterea să nu intre în relația aceea despre care tu spuneai că da, este... Da, a întrerupt acea relație pentru că și-a dat seama în înseamnă timp... că era o îndoială în ea din moment ce... Dar ea mă, nu, eu da, o cunosc de foarte mulți ani. E confirmat, practic, ce simțea și ea, că altfel nu ar fi cuplat la acum poveste. Este mama 2 copii, dar eu o cunosc de când învăța la liceu. Deci de da, când da, era da, mai puștoaică. Da. Și ea în timp a văzut că tot ce cam ce i-am spus eu, lucrurile s-au îndeplinit și îmi spune, Günther,
tipul care este venit din Germania, este pe linie de stomatologie, îi iubește copiii, a cerut-o de nevastă, la anul se căsătoresc. Doamne Sfinte. După ce am stat cu el de vorbă, pentru că ne-am întâlnit, a vrut să mă cunoască și îi spun, Günther, eu te cunosc pe tine, zic, de foarte mult timp, din astral, de undeva, și a încercat să mă întreba cum am văzut eu situația asta. I-am povestit și la sfârșit a zis că a venit cu ideea să facem emisiune pentru femei, pentru că de la noi au multe femei de învățat. Foarte bine, foarte bine. Foarte bine. Iată, așa se pot face lucrurile. Adică poate că atunci, la momentul ăla, ia informația de la mine, a primit-o într-un fel îndoită, sigur, îndoită, că dacă nu-ți convine și, să auzi, știi? Am văzut-o că... Un lucru care te întristează. A durut-o așa un pic în interior. Dar uite că viața i-a arătat că atunci când ai un pic de răbdare, când începi să mai pui și mintea la contribuție, spun eu de multe ori, nu vă băgați nasul în viața nimănui, dar băgați nasul în niște cărți inteligente. E mult mai benefic bine, pentru exact viața așa. Fiecăruia. Ajungem la Fecioară, da? Ca să da. Nu pierdem da. Șirul. Vă rog, maestre. E foarte interesant pentru că ceea ce spune Lidia și mie mi se întâmplă foarte des. Să vină niște oameni, să-i deranjeze adevărul, că ea m-a învățat ceva și am învățat niște lucruri fantastice. Leu știe cum să coordoneze, da? Dă din coadă, zice că e biciu și dresează pe toată lumea. A trebuit să facă și balanța din mine aceeași treabă. Să-i spun clar, scurs și la obiect. Doamnă, nu merge relația asta, că mi-e greu că nu pot să-l uit. Bă, îl veți uita că timpul vindecă multe. Timpul rezolvă pe toate. Dar nu luați prin chestia că am o vârstă și timpul trece. Trebuia să o gândiți până acum. Dacă ați văzut că 20 de ani a scârțit, n-a funcționat, da? Și doamna era exact zodia care urmează acum. Fecioară. Și să vedem ce sfat, dacă îl va primi și a doua oară, și o să-i oferim cu mare drag. Deci sunt așa, fecioarele care fecioare, sunt influențate de luna da? Plină în taur, da? Lăsați trecutul în urmă și o legătură care nu v-a fost favorabilă, da? O legătură care nu are sens și n-a avut sens pentru voi. Lăsați-l să plece. Începeți o nouă etapă acum, pentru că, la fel ca și berbecul, vine o nouă etapă în viața lor. Dar cu o condiție, lăsați critica, analiza, bârfa deoparte. Pentru că asta e în substratul nativității celor din zodia asta, să fie foarte analiști. Nu ignora realitatea, sfatul, trăiește clipa, așa cum spune Lidia, și construiește-ți fericirea dorită. Pentru că ei sunt niște sensibili, nativii din Fecioară. Cu toate că zice că noi suntem balanțele, dar nu e adevărat. Ei sunt mult mai sensibili decât noi. Și mult mai, nu știu, în expectativă, mai oscilanți decât noi. Mai mult se poate mai, pentru se că poate mai rău decât înțelegi, balanțele nu există. Să înțeleagă că foarte mulți nu înțeleg. Și Fecioara este o zodie duală, dublă. Și cu asta tragem linia. Acum, în cazul mare, vine pentru nativii din balanță. Pentru că necaz mare? Necazul mare pentru că este o perioadă în care balanțele vor primi o lecție dură vis-a-vis de ceea ce au făcut, vis-a-vis de ceea ce trebuie să facă, și lovitura mai dură vine exact pe latura afectivă, amoroasă. Deci, sfatul este și pentru cei tineri și pentru cei de vârsta a doua și pentru a treia. Poate să fie valabil și pentru vârsta a patra dacă nu mai funcționează, pentru că ei trăiesc, balanțele trăiesc, se hrănesc cu dragoste și cu armonie. Dar trebuie să dăm, să punem ceva în loc, adică vine o veste... E o veste, sau, este, mă rog, e o fel de piatră de încercare perioada asta. Pe latura asta, spuneți-vă oful partenerului, partenerei, spuneți-i de ce nu mai vrea să-ți acorde afectivitate, care este motivul, poate el are o problemă medicală și tu mă înțelegi, și atunci se rezolvă sub altă variantă. Fără ascunzișuri, o lună în care luna asta plină s-a umplut așa, vedem noi că e mare, da? Și atunci explodează toate ascunzișurile, toate secretele. Foarte bine, și atunci e bine să fim sinceri, spuneți deci, dumneavoastră. Deci luna asta, balanțele, diplomația lor se va lovi de sinceritate, că sunt mult mai dure în exprimare sinceritatea asta și toată trebuie să se întâmple până pe data de 17. Da? Sunt multe balanțe care au început de la 1 deja să-și manifeste partea asta. Faceți ceva pentru zona voastră amoroasă, cum știți, cum vă gândiți și ce e mai bine ca să vă fie bine. Da?
dacă nu faceți treaba asta până în 17, ulterior s-ar putea să o luați razna. Toți o luăm razna. Să ne pierdem un pic controlul. Controlul, să da. Trecem la, nu neapărat injurii, dar la un ton ridicat care nu face altceva decât tot pe noi ne stabilizează, dar și pe cei din jur, inclusiv toți membrii familiei. Și încercați să dați mai multă importanță lucrurilor care vă interesează pe voi și nu negativității altora sau ceea ce vă oferă. Dar focusarea pe propria persoană, asta e important. Păi, Scorpion? N-ai ce să faci dacă nu faci treaba asta. Asta e un fel de curățenie de toamnă. Ordine și disciplină. Păi, ordine și disciplină, vezi, exact. Vezi, nu întâmplător că vorbeam cu Lidia înainte de emisiune, am zis că fac ordine prietenii după Facebook. Cei care nu vin cu niciun fel de întrebări. Înțelegi? Dar întrebările sunt vis-a-vis de ceea ce facem noi aici. Tripleta din față și cu Andreea din spate, care este capul răutății, capul ditutii, ca să zicem așa. Veniți, oameni buni, și înțelegeți că noi punem pe tapet ce vă doriți voi să aflați. Da? Și vă spunem și la cei din zodia Scorpion că luna plină pentru ei se instalează, cu toate că e în Taur, dar pentru ei, pe zodiacul ăla cu 12 case, este în casa relațiilor amoroase. Deci Scorpionii au o lună de amor așa cu plus sau super plus, înțelegi? Toate relațiile astea amoroase acum, sau mă rog, odată pe an, trebuie să rezolvate la modul fericit pentru ei. Sunt obligați să profite la maxim ca să nu vină după aceea să se plângă că n-au avut ocazii favorabile în perioada respectivă. Foștii prieteni sau fostele prietene acum vin și încep să vă arate cu degetul toate greșelile care le-ați făcut, ce ați făcut, de ce ați făcut și de ce au fost și ați trecut la foști sau la foste. Pentru că voi ați stricat în general și nu vor să înțeleagă treaba asta. Vin cu niște lecții dure, de-aia am spus că e o lună a lecțiilor dure pentru toate zodiile și asta se întâmplă undeva, deci 4, mai sunt 6 zile, cam până pe 10. Țineți cont de ele și puneți-le așa cum trebuie. Controlați-vă în primul rând voi reacțiile și după aceea cereți să, ca partenerul sau cel din fața ta să-și controleze. Dar căutați să vă apărați intimitatea aia care de multe ori, știți, vorbeam noi ediția trecută, că ies și încep să vaite când sunt nefericiți. Vai, ce mi-a făcut, vai, cum a trădat, vai, cum a lăsat. Lăsați. Nu mai spuneți tuturor. Asta este nu mai spuneți odios. Tuturor ce aveți pe suflet ca da. Să nu mai beneficieze de acest lucru și să vi le scoată la întâmpinare. În schimb, săgetătorii au o lună în care le dispare egoism. Nu mai sunt atât de egoiști. Asta este foarte bine. E un lucru bun pentru că ei au ceva, o doză de egoism mai mare, da? Încep să accepte realitățile, aduc pacea în relație și fac câteva schimbări. Ăsta e un lucru bun, perioada asta. Dar să nu viseze că ce e bun e neapărat în teorie și nu se poate pune în aplicare. Își dau și datoriile? Da, nu. Să pună și, să pună și în practică. Și le spunem să scape de idealism, pentru că a fi realiști, deci săgetătorii, atunci e mult mai bine. Pentru Capricorn e o lună de răzbunări. Analizați-vă bine acțiunile înainte de a intra în conflicte și înainte de a crea conflicte. Eu mă gândesc că eu sunt balanță, ea e Capricorn, nu vrea să o supăr, că știu ce pățesc porn. Da, și invers e valabil, adică și din partea Capricornului, da, adică și reciproca. Să nu exagereze. El Capricorn și ea în balanță. Așa. Da. Bun, acceptați, așa cum am spus, situațiile, discutați clar, dar nu disperați, pentru că în viață nu neapărat răzbunarea trebuie să-ți aducă satisfacția respectivă. Și o vorbă mai dureroasă aduce am tot înțeles. Acel. Vărsători, în schimb, cam dificil să se detașeze, pentru că ei nu știu să detașeze, să treacă peste neplăceri, de multe ori se complac, rămân tot acea, nu vreau să zic un cuvânt urât, în mocii la acelor lucruri care nu le plac, sunt disgrațioase și se bălăcesc în ele. Ca să reușească, acum trebuie să învețe o lecție. Să învețe o lecție că acolo unde disper prea mult și nu ai curajul să faci ceva bun, nu faci altceva, decât vei dispera
toată perioada. Deci, am înțeles. Deci, nu fiți niște disperați, încercați fiți să schimbați. Fiți curajoși, da, și schimbați lucrurile. Oamenii ai viitorului, treceți spre viitor. În schimb, peștii? Peștii se detașează de relațiile cu cei de jur, din jur, cu toate că le arată dragoste întotdeauna. Dar trebuie să fie clar, direcți, în legăturile cu tot ce au ei, nevoile lor personale. Deci nu învățați să vă ploconiți. Cereți ei dreptul vostru și luați-vă drept. Protejați-vă în primul rând intimitatea, spațiul în care vă delimitați și stabiliți niște granițe unde să acționați. Nu încercați să ieșiți din acvariul vostru, să vă băgați în mocile altora. Cam așa ar fi. Asta este sfatul. Luna plină în Taur. Pentru luna plină, bănuiesc că nu există o incantație. Că la nu luna, e o incantație luna, pentru luna plină. Nu o știa. Numai să ne ajungi să urle la ea, știi? Exact așa, da, să nu-ți dorești asta. Dar luna plină întotdeauna vine cu schimbări nu numai pentru o anumită zodie, pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Deci, cu atât mai mult în perioada asta în care există un flux sau un aflux de informație de tot ce înseamnă beneficitate și v-am spus de la eclipsă că vor începe schimbările asupra tuturor. Schimbări în conștiința noastră, în înțelegerea noastră, în capacitatea de a înțelege și pe alții. Deci face schimbările astea pentru că vine anul următor și s-ar putea să vă muște cățelul ăla de pământ dacă nu sunteți cuminți. Dacă nu suntem cuminți.